Vești bune pentru amatorii de mișcare în aer liber din Deva, dar nu numai. Miercuri, 22 decembrie, la ora 12, se deschide patinoarul artificial care este montat în parcul cetății din Deva. Domnule primar, patinoarul când se deschide? Mâine, la ora 12. Pe această cale vreau să invit pe toți devenii, părinții alături de copii să se bucure de o gheață foarte bună și sunt convins că deschiderea acestui patinoar a fost mult așteptată de către Deven, pentru că și mesajele au fost numeroase, prin care îmi solicitau să deschidem patinoarul în acest an. Lucru pe care îl vom face începând de mâine. Programul de funcționare este de luni până joi, de la ora 12.30 la ora 22, în serii de câte 2 ore, cu o jumătate de oră pauză pentru curățarea gheții, iar vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 10 la ora 22. Este important de știut că toți copiii din Deva, sub 12 ani, au acces gratuit pe patinoar, iar cei cu vârsta de sub 5 ani pot intra pe gheață doar însoțiți de adulți echipați corespunzător pentru patinaj. Pentru celelalte categorii de persoane, prețurile sunt accesibile, adică 10 lei accesul și tot atât pentru închiriatul patinelor, pentru serii de câte 2 ore, numărul maxim de oameni care poate fi pe gheață în același timp fiind de 90. Trebuie menționat și faptul că în acest an accesul pe patinoar se va face respectând normele sanitare în vigoare pentru împiedicarea răspândirii noului coronavirus. Astfel, copiii cu vârsta de până în 12 ani nu au nevoie de certificat verde, însă toți ceilalți vor avea acces la patinoar în baza acestui certificat. Patinoarul este preconizat să fie deschis până în luna februarie a anului viitor, în funcție și de dorințele oamenilor, dar și de condițiile meteorologice, totul fiind însă condiționat și de evoluția pandemică. Luciul de gheață de la poalele cetății are o suprafață de 450 de metri pătrați și se află în administrarea Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva.